Domnul să binecuvânteze pe fiecare. Amin. Să știți să nu refuzați niciodată când cineva binecuvântează numele Domnului. Strigați din toată inima, amin. Pentru că Domnul binecuvântează să fie numele Lui. Aș vrea să ne ridicăm cu toți în picioare. Pentru cei care aveți Biblie, aș vrea să deschideți la 1 Petru, capitolul 3. Vreau să citim începând cu versetul 10 până la 12, pagina Biblie, ediția Cornilescu, 1193. Spune așa. Căci cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și împlineze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare, să se depărteze de rău și să facă bine, să caute pacea și să o urmărească. Căci ochii Domnului sunt peste cei neficăriți și urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar fața Domnului este împotriva celor ce fac rău. În această seară ne-am gândit pe tema acestei întâlniri să fie relația corectă cu Dumnezeu într-o lume a compromisului. Aș vrea să stăm într-o rugăciune înaintea Domnului și cu inimile deschise, toți într-un gând, să putem să îl rugăm pe Dumnezeu ca El să deschide inimile noastre. El să deschidă mințile noastre și să ne dea înțelepciunea ca cuvintele pe care Dumnezeu le va vorbi în seara aceasta pentru noi, să putem să le implementăm în inima noastră. Plecând din locul acesta, în această seară, să putem să avem o relație mult mai apropiată cu Dumnezeu, o relație mult mai strânsă cu Dumnezeu. Mă gândesc că, fiind majoritatea deja peste 20 de ani în această seară aici, toți ați avut un moment de dragoste, dragoste așa când m-ați rădăcit prima dată de o anumită persoană și nu mai putea să dorm pe ea. Ați fi vrut să petreceți tot timpul cu ea, să fiți împreună 23 de ore de zi, dacă se putea. Tot așa să fie și relația noastră cu Dumnezeu, plecând în această seară de aici. Să putem să ne îndrăgostim în fiecare zi mai mult de El. Să putem să petrecem mai mult timp cu Dumnezeu. Nu că nu am petrece sau nu că nu am stat înaintea lui Dumnezeu în fiecare zi, dar să putem să ne îndrăgostim în fiecare zi mai mult de Dumnezeu. Și aș vrea să stăm în această rugăciune de început, să cerem binecuvântarea Domnului peste tot ce va fi în locul acesta, peste cântăreții care vor cânta în față, peste cei care vor vesti cuvântul Domnului, ca Dumnezeu să intre de puterea Domnului Său cel Sfânt și Dumnezeu să ne vorbească tuturor. Amin. Haideți să ne rugăm. Domnul să-i binecuvânteze, o familie bine de Domnul. Ei ne vor cânta și vor predica Evanghelia în această seară. Domnul să-i binecuvânteze. De asemenea, este și fratele pastor și profesor, fratele Daniel Opean, și el de asemenea va predica Evanghelia. Domnul să-i binecuvânteze. Vrem în continuare ca fratele Alin și sora Corina să vină aici în față și primul grupaj de cântări, primele cântări, prin harul Domnului să
ne veselească mai departe inimile cu prezența Domnului, după care fratele Daniel va avea primul mesaj în specina Domnului. Amin. Și programul va continua. Dumnezeu să vă binecuvinteze. A fost soare azi, slavă Domnului. Ne-am bucurat puțin, ieri am cântat și azi Dumnezeu ne-a dat soare. Slavă lui Dumnezeu. Am un sentiment care cred eu că vine din partea lui Dumnezeu pentru seara aceasta. Am un sentiment sfânt că Dumnezeu va lucra în seara aceasta într-un mod extraordinar de frumos. Și m-am gândit că nu e nimic mai frumos decât să încep să cânt cu toată biserica în momentul în care vom cânta toți. Puterea lui Dumnezeu se va coborâ pentru că am cântat până acum toți împreună și vreau să mai cântăm un cântec împreună. Am niște gânduri pe care le-am scris anul trecut, înainte de sărbători, și vreau să vi le spun și dumneavoastră. Știți că au fost 400 de ani în istorie în care Dumnezeu n-a mai vorbit cu omenirea. La un moment dat, în cer s-a întâmplat ceva extraordinar de frumos. Imaginați-vă și dumneavoastră că la un moment dat, în liniștea aceea din cer, cineva se ridică și pășește curajos printre îngeri, arhanghel, serafim, heruvim și ajunge înaintea Tatălui și spune: iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeu. Dumnezeu care este un tată bun. M-am gândit eu ca un copil atunci, că s-ar fi uitat la fiul lui și a spus: dar fiule, sigur ești pregătit să faci lucrul acesta? Și a spus: da, sunt pregătit. Pentru că am un vis. Pentru că seara aceasta vreau să vorbesc despre visele pe care le-am avut cu Dumnezeu și diavolul și lumea ne le-au furat. Eu cred că în seara aceasta Dumnezeu ne va da visele înapoi și ne va împlini visele. Tatăl s-ar fi uitat la fiul și ar fi zis: dar fiule, știi cum te vor primi oamenii pe pământ? Da, da, știu. Într-un graj. Și te duci? Mă duc. Dar fiule, știi ce am mai pregătit pentru tine oamenii pe pământ? Da, da, știu. O cruce. Și te duci? Mă duc. Dar fiule, știi ce am mai pregătit pentru tine oamenii pe pământ? Da, da, știu. Un mormânt. Și te duci? Mă duc. Se merită să mă duc pentru că am un vis. Și cuvântul s-a făcut trup. Și-a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Adam, când Eva a păcătuit, grădina Edenului nu mai însemna paradis pentru Adam. S-a uitat la Eva și noi putem să înțelegem că paradisul lui Adam a fost Eva. Paradisul lui Iisus Hristos a fost gol fără noi acolo. Și Dumnezeu a zis: tate, nu pot să stau în cer și copiii mei să piardă pe pământul acesta. Vreau să mă duc pentru că am un vis, să răspund în lumea aceasta. Și El s-a coborât și a lupit printre noi, plin de har și de adevăr. S-a meritat să se coboare pe pământ, să stea în fața lui Pilat și să facă acea mărturisire frumoasă că este Fiul lui Dumnezeu. S-a meritat să se coboare pe pământ în părțile cele mai de jos ale pământului, să dea speranță celor fără de speranță, să dea viață morților, să învieze morții, să vindece bolnavi, să ridice pe cei căzuți, să dea libertate prinșilor de război. S-a meritat să se coboare pe pământ, să stea cu ucenicii lui, să învețe. S-a meritat să se coboare până în pulberea pământului, ca de acolo să mă scoate și pe mine și pe dumneavoastră. Iisus Hristos este cel mai mare căutător de mărgăritare. Binecuvântat să fie numele Lui. Și mărgăritarele sunteți voi. M-ai regăsit când eu, pierdut în lume, mă răstigneam pe altarele de lucru. Când prăbușit zăceam a neputință, când faptele în țărână m-au făcut. Haideți să cântăm împreună acest cântec. Tu m-ai cules din pulbere cu harul, ca să mă îmbraci cu dragostea de întâi și m-ai șoptit: tu ești mărgăritare. Dumnezeu s-a coborât după mărgăritare, pentru că El, Iisus Hristos, a văzut că în noi încă mai poate fi ceva bun. Binecuvântat să fie numele Lui. Haideți să cântăm cu toți!
cine ar putea iubire să-mi dea? Cine ar putea pace să-mi dea? Numai Dumnezeu. Numai El s-a coborât în pulberea pământului și ne-a dat, a dat sufletului nostru ce am avut noi nevoie, binecuvântat să fie numele Lui. Îi mulțumim că El ne-a dat speranță, ne-a dat viață, ne-a dat pace, ne-a dat bucurie. Și astăzi suntem împreună ca să descumpărați ai Domnului. Bucuria vine când stai în prezența lui Dumnezeu, de aceea am cântat un cântec al bucuriei, care se numește Cine ar putea? Cântat
vărul său, pentru că Ioan Botezătorul era verișor cu Domnul Hristos. Hristos simte nevoia să se retragă și să stea singur, ni se spune versetul 13. Foarte interesant că foarte mulți pot gândi că datorită tristeții pe care o resimte cu privire la pierderea unei rude apropiate, Hristos simte nevoia să stea singur și să jelească. Însă, mai există un sens al acestei nevoi a lui Hristos de a sta singur. Acel sens al faptului că în moartea lui Ioan Botezătorul, Hristos își vede propria sa moarte care urma să se întâmple curând. Ioan Botezătorul este chemat de Dumnezeu să fie înainte mergătorul lui Hristos, cel care deschide calea spre venirea lui Mesia, lui Hristos, pe scena istoriei. Și Ioan se achită într-un mod admirabil de slujba aceasta. Însă, în moartea lui Ioan Botezătorul, Hristos își vede propria moarte. Și în fața propriei morți, știind ce urmează să-l aștepte, acea singurătate cumplită, nu numai venită din faptul că ucenicii pleacă de lângă El, că cu toții în ultima lui noapte vor pleca din fața Lui și din jurul Lui, ci și Tatăl din Cerul pare să îl părăsească pe cruce. Vă amintiți strigătul lui Hristos de pe cruce? Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Dar, dragii mei, Tatăl era acolo pe cruce. Ani de zile m-am întrebat de ce Fiul resimte această singurătate profundă? De ce Fiul întreabă această întrebare? Dar mai mult m-am întrebat de ce Tatăl nu îi răspunde. Am găsit răspunsul tot în Scriptură. Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 5, că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Tatăl nu răspunde Fiului pe cruce, pentru că Tatăl era cu Fiul acolo. În moartea Fiului, Tatăl experimentează moartea, pentru că mântuirea Tatălui din ceruri este cea care ne va fi adusă de moartea Fiului Său pe cruce. Slăvit să fie numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt, care poate face această realitate a mântuirii vie în noi, astăzi, aici și acum. Amin? Dar, dragii mei, există primul lucru fundamental pe care vreau să-l transmit, să vi-l transmit din partea Domnului în această seară. Hristos ne învață în modul cum își trăiește singurătatea, modul extraordinar, modul duhovnicesc în care singurătatea fiecăruia dintre noi poate fi trăită. Știți că există multe singurătăți în lumea asta. Și cel puțin odată în viață, spun specialiștii, oamenii simt o singurătate profundă. Cel puțin odată în viață. Dar, dragii mei, Hristos ne învață că singurătatea mea și singurătatea ta poate să fie experimentată împreună cu Tatăl din Cer. El a dorit să fie singur. Dar n-a dorit să fie singur așa cum oamenii care trec prin depresie vor să fie singuri. Știți că unul dintre simptomele depresiei este acea nevoie irațională de a sta despărțit de ceilalți oameni. Este foarte interesant că Hristos vrea să-și experimenteze singurătatea în prezența Tatălui. Uitați-vă de fapt că El asta vrea să facă. Este întrerupt și o să discutăm despre întreruperea aceasta. Uitați-vă în versetul, în capitolul 14, în versetul 23, după ce a dat drumul moroatelor, s-a suit pe munte să se roage singur, la o parte, se înoptase și El era singur acolo. Singurătatea lui Hristos este o singurătate experimentată în prezența Tatălui din Cer. Dar și de aici, dragii mei, vine prima întrebare seria. Singurătatea ta, cum o experimentezi? Hristos ne învață că singurătățile noastre le putem experimenta din punct de vedere duhovnicesc, ca și Hristos, în prezența Tatălui.
De aceea, cântarea noastră, pe care cu siguranță o știți, spune să-i spui lui Iisus, țineți minte cântarea, să-i spui mereu lui Iisus a tale greutăți. Ce nu găsești, pentru meu știți cântarea? O știți? Care să cântăm? Nu știți? Nu știți. Cine o știe? Din te interes. Dar cântarea spune să-i spui mereu lui Iisus a tale greutăți. Ce nu găsești în lume la cine să le spune lui tot ce are. Iisus te ascultă în clipa asta. El îți șterge lacrima ce scurge. Asta ne învață Hristos. Te simți singur? Ești în mijlocul experienței singurătății? Hristos îți arată un drum duhovnicesc de a-o trăi în prezența ta. Dar uitați-vă că se întâmplă un lucru extraordinar de interesant. Când a ieșit din corabia care ducea spre experiența singurătății lui, versetul 13, ni se spune în versetele 14 la 16 că atunci când a ieșit din corabie, Iisus a văzut o gloată mare. I s-a făcut milă de ea și a vindecat pe cei bolnavi. Foarte interesant cum Evanghelistul Matei lucrează cu această teologie a întreruperii, de multe ori în Evanghelia sa, în viața lui Hristos. Hristos se oprește pentru că a văzut și s-a făcut cu el. Am întrebat pe un prieten foarte bun al meu, care este specialist în limba greacă, limba greacă este originalul în care a fost scris. Și am spus, există? Există ceva special în expresia asta, i s-a făcut bine, a fost intuiția pe care am avut-o și mi-a spus, expresia în limba greacă definește o stare de disconfort profund, emoțional, psihic, spiritual, o stare de disconfort profund la toate nivelele existenței. Asta are simțit Hristos uitându-se la oamenii aceia care umblau pentru că erau ca o turmă care nu era păstor. Și dragii mei, am înțeles atunci mai profund ca oricând că Hristos ne învață că atunci când te duci să stai singur cu Tatăl, când te duci să stai în prezența Tatălui, că atunci când venim să stăm în prezența Tatălui, nouă trebuie să ni se întâmple ce i s-a întâmplat lui Hristos. Hristos s-a umplut de milă, de tot văzându-i pe toți aceia care erau fără Dumnezeu. Și asta trebuie să se întâmple cu fiecare dintre noi venim în prezența lui Dumnezeu. Și de aici vine a doua întrebare a sării. Cum te duci tu în prezența lui Dumnezeu? Pentru că prezența lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, ne învață că atunci când vii, înțelegi inima lui Dumnezeu. I s-a făcut Fiului milă de cei care umblau după El, pentru că El nu făcea altceva decât venind în prezența Tatălui să experimenteze acea angoasă de plină pe care a simțit-o Tatăl din veșnicia Lui. Hristos a umblat pe lumea aceasta, pe via dolorosa Lui, pentru că l-a văzut pe Tatăl din veșnicia veșnicilor, umblând pe aceeași dolorosă. El a luat dolorosa Tatălui și a făcut în viața Lui dolorosa Lui. Și asta este și dolorosa Duhului Sfânt. Este crucea din inima Tatălui pe care Hristos o ia, dar atunci din întemeierea lumii, din tăcerea cerului, la întrebarea Tatălui, cine va merge pentru noi? Nu s-a găsit nimeni. La fel cum nu s-a găsit nimeni, ne spune Ioan în Apocalipsa, în capitolul 5, să deschidă pe cețile cărții istoriei. Până când unul dintre bătrâni se apropie de Ioan și spune, Ioan plângea mult, era tulburat de această imposibilitate. Și bătrânul s-a apropiat și a spus, nu plânge, Ioane, iată mielul din seminția lui, dar leul a biruit și este vrednic să deschidă cartea istoriei, slăvițe genului. Vrednicia Fiului vine din această unire cu Tatăl de plină, care unire a făcut posibil transferul crucii din inima Tatălui în inima Fiului. Pentru că înainte să moară pe crucea Domnului, înainte să nu poată căra crucea până sus,
El a purtat întreaga lui existență pe pământ. Pentru că, dragii mei, în fiecare act de necredință, începând din Nazaretul lui și până în Ierusalimul lor, Hristos a suferit crucea. În fiecare neînțelegere a oamenilor care n-au înțeles minunea care li se întâmpla în generația lor, că Dumnezeu a venit pe pământ. Și așa cum spune un teolog rus, Dumnezeu a învălit în istorie, îmbrățișându-i și dorind să-i îmbrățișeze așa cum vrea și în seara asta. Și cum vrea totdeauna cu întreaga lume să-i îmbrățișeze de Fiul în puterea Domnului Hristos. Crucea a fost purtată de Fiul până la capăt. Ca să ne învețe că a sta autentic în prezența Tatălui înseamnă să-ți umpli inima de mila Tatălui. O milă care să te tulbure atât de profund încât să te modifice total și să te facă să faci ceva pentru Dumnezeu. Înțelegeți? Și despre asta este cina Domnului, de fapt. Despre această rememorare a întregii dolorose și această nouă înțelegere pe care Harul și Duhul lui Dumnezeu vor să ne-o pună în inimă și în viață. Că nu putem să stăm doar și să ne uităm la ce a făcut Dumnezeu. Trebuie să pășim pe urmele Fiului Său. Dragii mei, asta e întrebarea cheie. Întrebarea pentru noi în seara asta. Cum venim noi în prezența Tatălui? Dar mai ales cum plecăm din prezența Tatălui? Și mai există un lucru foarte important. Este diferența dintre acțiunea exclusivă a lui Dumnezeu și acțiunea inclusivă a lui Dumnezeu. El a văzut gloatele, i s-a făcut milă și a vindecat pe cei bolnavi. Asta poate să facă doar Dumnezeu. Există însă o acțiune inclusivă în care Dumnezeu ne cheamă pe noi să participăm. O realitate participativă. Ucenicii se îngrijorează de faptul că n-au mâncare. Sunt atâția oameni care trebuie hrăniți. Matei este, la momentul acesta este destul de blând. Dacă vă duceți în textul paralel, cea de-a doua înmulțire a pâinilor, ucenicii spun, n-avem nimic să le dăm mâncare. Și cu toate astea, dragii mei, Hristos îi întreabă ce aveți. Și ei răspund, avem atât. Puțin. Puținul tău. Poate să fie înmulțit, ne învăță Hristos. De aceea, dragii mei, în această seară, în al treilea rând, întreabă Duhul Sfânt, cu puținul pe care ți l-a dat Dumnezeu, ce faci? Și mi-amintesc că am citit cu ani în urmă, cu mulți ani în urmă, pentru prima dată, cartea lui Richard Wurmbrand, faimosul pastor luteran în România, care a stat 15 ani în închisorile comuniste. Și el povestea despre un moment în timpul anilor grei de închisoare, în care nu puteau comunica din celulele unii cu alții decât prin alfabetul Morse. Cineva, în comunicarea asta secretă, neștiută de gardieri, prin alfabetul Morse și-a amintit că sunt în Joia Mare. Altul și-a amintit că în Joia Mare, în biserici, se împărtășește cina Domnului. Altul uite idee și frumos ar fi, spunea, să putem și noi să avem cina Domnului. Altul cu tristețe, scria prin alfabetul morții, da, dar noi nu avem nimic. Zice Wurmbrand, unul i-a venit inspirația. Și a spus, păi, dacă nu avem nimic, tot avem ceva. Luăm nimicul și ne împărtășim, ca și cum este cina Domnului. Și cu toți au fost de acord ca să împărtășească cu nimicul pe care l-a. Și cineva a spus, în noaptea care a fost vândut, Domnul a luat o pâine și a frânt. Și au făcut cu toții fiecare în celula lui, în singurătatea lui, frângerea cu nimicul, pentru că aveau nimic în mâine. Și a zis, luați, acesta este trupul meu. Și i-a luat și s-au împărtășit. Apoi, în mod imaginar, au împărțit paharul de vin, dar ei n-aveau nimic. Nimicul acela a fost transformat, mărturisește Domnul. În experiența lor comună din celulă în celulă, neștiut de nimeni, uitați de lume, în cea mai minunată cina Domnului pe care El a luat-o vreodată. Asta e mărturisirea lui Wurmbrand. Ne învață Wurmbrand, arătul de Hristos, că Dumnezeu poate să facă din nimic
ex nihilo, așa cum a făcut întreaga lume. Din nimicul care îl constituim în această lume, firul de praf care suntem, el poate să facă ceva. Ceva care să poată fi folosit în lumea asta. Ne poate transforma în bucățele... că mulți dintre noi oscilăm în viață
nu-L mai înțelegem pe Dumnezeu. La un moment dat, cădem în depresie și spunem, unde-i Dumnezeu? Nu-L înțelegem pentru că trecem de la har la lege, cădem acolo și uitați-vă puțin în istorie, într-un moment foarte important în care Ioan Botezătorul, ultimul reprezentant al legii, îndreaptă degetul către primul reprezentant al harului pe pământ, către Iisus Hristos și spune, iată mielul Dumnezeu care ridică păcatul lui. Între ei a fost o diferență extraordinar de mare. Noi trebuie să învățăm în seara aceasta că relația noastră cu Dumnezeu nu se bazează pe reguli, ci se bazează pe principii. Relația noastră cu Dumnezeu trebuie să se dezvolte prin Duhul Sfânt și prin dragostea lui Dumnezeu în așa fel încât, când ieșim în lume, când trăim în familia noastră, la serviciul nostru, să se vadă... A fost un moment extraordinar. E o poezie care spune, mă voi întoarce acasă într-o zi, în țara mea la casa părintească, pe drum de cer prin fund de privegii, apropierea ei să mă sfințească. Mă voi întoarce, auzi? Mă voi întoarce așa o loc, târându-mă în genunchi și ultima putere mă voi stoarce, vestindu-mi bucuria de-a de loc. N-am avut curaj o viață întreagă să pun piciorul în prag și să le spun oamenilor, știți ceva, eu am un vis, să-i slujesc lui Dumnezeu. Lăsați-mă în pace cu prostiile voastre. N-am avut curaj pentru că mi-a fost frică de oameni. Dar Dumnezeu mi-a trimis o bătrânică, poate slăbită de puterile fizice, dar cu puterea Duhului Sfânt în ea, care a reușit să-mi influențeze viața. Binecuvântat să fie Dumnezeu. De atunci am început să trăiesc ceva extraordinar, pentru că visele s-au împlinit. Când vreau să predic și lucrez în armată, îmi mulțumesc Dumnezeu. Când mă uit în urmă, știți ce văd? Văd puterea unui Dumnezeu care a fost lângă mine. Văd puterea unui Dumnezeu care a avut un plan cu mine. Știți ce văd? Că toate durerile pe care le-am avut în copilărie, astăzi sunt folositoare în relațiile cu oameni. Pentru că sunt o mulțime de oameni care trec prin aceleași încercări ca și mine. Și știu ce răspunsuri să le dau. Un om care suferă mult nu face altceva Dumnezeu cu el decât să-l nobileze, să-i facă sufletul tot mai comestibil, să devină tot mai folositor, o unealtă tot mai bună în mâna lui Dumnezeu, că nouă ni s-a dat și harul să suferim. Dacă Domnul Iisus Hristos nu suferea pe pământul acesta, tot mesajul lui n-ar fi fost atât de credibil, dar el a suferit atât de mult, mai mult decât noi toți, până acolo cât și-a dat viața pe cruce. A suferit și sentimentul acesta din familie în care frații nu credeau în el, mama lui își punea semne de întrebare, oamenii se uitau ciudat la el, a fost respins de oameni, batjocorit, scuipat, a trăit toate stările emoționale pe care le trăim și noi. Gândiți-vă că Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, vorbind despre acela care astăzi are toată puterea în cer și pe pământ și pe atunci o avea. O trăit momente în care stătea în grădină acolo și se ruga și transpirația s-a prefăcut în sânge. Câți dintre noi mai trec prin momente atât de dificile? Că avem stări de depresie, da, dar starea lui Iisus Hristos a fost mult mai profundă. Și acest Dumnezeu a avut nevoie de un înger, de un cer care să-L întărească, să meargă mai departe. La un moment dat a spus, Doamne, depărtează de la mine paharul acesta. Și apoi a spus, nu, Doamne, până la urmă, facă-se voia ta, Doamne. Pentru că pentru asta am venit pe pământul acesta. Știți de ce a trăit Domnul Iisus Hristos stările astea? Ca să poată să te înțeleagă pe tine și ca să poată să mă înțeleagă pe tine.